Bun, salutare! Iar din nou a trebuit să-i dau sign-out în pana mea la jocul ăla. Să mă fut în el de server și toată căcatul ăsta care se întâmplă cu Escape from Tarkov. Că nu mai înțeleg nimic cu aia. Iar dacă lansăm ăsta, ce se întâmplă? Bun, lasă mă închid server. Traki, traki, tanana. Hai bă. Bun. Și acum lansăm jocul. Nu merge cu asta. Bun. Hai să vedem la settings. The games escape from Tarkov. Ok. Delete them files. De asta vedem pe altă hartă, stă tot așa de mult. Am înțeles, la Streets of Tarkov sunt probleme. Așa, pajanga. Tarkov, bon, bear, next. Alegem pe ăsta, pula mea. Ia hai să vedem. Lighthouse Reserve Factory. Nice. Factory arată bine. Woods. Woods arată bine. Ground Zero. Și ăsta arată bine.
Factor, ia să vedem. Fac mă doar o țigară, bă, răbă. Vedem cum încarcă harta asta.
Care-a tras, bă, frate? Care-a tras, bă, băiatule? Ia uite, bă, ce bine merge aici. Ia uite, bă, ce bine merge aici. Deci harta era de vină, nu era de vină jocul, pula mea. Mă și miram, frate. Stai că asta e harta mică, frate. Ia, are și Audorelia. Are și Audorelia. Asta? Ia uite ce bine se mișcă aici. Asta pare că e numai indoor, harta asta. Se-mi pușcă ăștia pe aici, în pană. Traki, traki, ta-na-na. Traki, traki, ta-na-na. Ia uite ce bine se mișcă aici. Nu, era de la hartă, frate. Era harta prea mare, cine știe. Da, bă, că asta nu are indoor area. Da, mă rog. Confirm leave, ok. Fabrica e nașpa. Că e închisă în pana mea. Mamă, ce o mănâncă barba, să-mi bat picioarele. Mi-a lăsat și eu un pic de barbă și acum trebuie să mă mănânce ca toți dracii. Next. Vreau o hartă outdoors în pana mea. The Lab Ground Zero. Ok, asta arată bine. This is where Terra Group was headquartered. Factory, care o știu deja. Lighthouse. Reserve, ok. Shoreline. Terminal. Nu, vreau Ground Zero. Asta o vreau. Bun.
Dacă în 5 minute nu încarcă harta, sau în 10 minute nu încarcă harta, îi dau back. Că vreau să joc ăla cu Survivor pe Winter. Anyway. Da, la hărțile mari face figuri. Așa, frate.
Ia să vedem, mă. Opa! Ia stai, bă, că merge mai bine jocul. S-ar putea ca și Streets of Tarkov să mă... Cred că trebuia să-i dau clear cache data. Ia uite, bă, ce bine merge. De ce aia era faza, frate? Trebuia să-i dau clear cache la joc. Trebuia să-i dau clear cache cu aia. What the fuck can't I exit here? Why the fuck can't I exit here? A, uite aici geamul spart. Uite aici geamul spart, frate. Da, bă, merge mult mai bine. Deci, față de cum mergea înainte, frate, eu ce bine merge acum. Cred că și Streets of Tarkov o să meargă bine acum. Mi-a încărcat în până în 10 minute. Și asta e o hartă de aia, de tip Battle Royale. Mare. Da, bă, aia era chestia. Aia era chestia, frate. Trebuia să-i dau clear cache. Uite, bă, și n-am știut de chestia asta, să-mi bag picioarele. Deci merge mult mai bine cu aia. Așa merită să-l țin pe hard, frate. Nice park here. Stai că avem și inamici. Băi, ce nebun la cap. Bă, cât de bine poate să meargă, frate, față de cum mergea înainte. Văleu. Deci era dezastru cu aia jocul ăsta. Și mi-a încărcat harta, nu mai zic, mult mai repede. Uite, știu ce bine merge acum. Mă, și miram, frate, să meargă prost jocul ăsta. Ce pana mea. Ia uite. Stați un pic atunci când încep activitățile. Ce pula mea, dar care pula mea de-a grenadă, frate? Asta e un fel de pușcă. Ok. Asta e un fel de pușcă, frate. Avem și inamici, bă, ne-am dat naibii. Bă, ești nebun cât de bine poate să meargă acum. Față de cum mergea înainte, deci nu e o diferență de la cer la pământ, să-mi bat picioarele. Mă, și miram, frate, jocul ăsta să nu meargă deloc, ce pana mea. M-am și gândit la chestia asta. Totuși, e un joc care cere 6 GB de memorie de RAM. Nu cere... Nu are cerințele pământului în pana mea. E un joc care se poate juca decent pe configurația mea. Mă și miram să meargă prost. M-aș fi mirat. Aici merge să intrăm în parcul ăsta oare? Ia, hai să vedem. Că sunt vânător de parcuri în pana mea. Îmi place să vânez parcuri.
Fut-o-vă morți în gură să vă fut. Care a tras bă mine cu sniperul? Și dacă ai murit toată asta, nu te respawnează pe hartă. Well, se pare că nu. Kill in action, da. Bun. Ia hai să facem un test și la Streets of Tarkov să vedem cât de repede încarcă harta. Ia hai să vedem, mă, cât de repede încarcă harta. Dacă o încarcă în 10 minute, înseamnă că am rezolvat problema cu jocul și e foarte bine asta. Dacă o să am performanță sporită la joc. Hai că eu mă duc la o țigară până atunci și după aia continuăm cu... că e ultima țigară care mai fumez acum, că după aia nu mai fac pauze și o să mă bag pe Winter Survival. Dar vreau să văd cât durează să încarce harta asta, că dacă celelalte hărți mi le-a încărcat repede, ar trebui și pe asta să o încarce în vreo 6-7 minute, cam așa, 10 cel mult. Acum dacă am făcut clear cache, poate că merge, cine știe. Vreau să mă convinc
Știți? De-aia stau. Haideți că luați așa bărâbă.
Da, se pare că la harta asta e o mică problemă. Nu încarcă repede pe asta. Asta durează cel mai mult. Că e mare harta de aia. E mare harta și de aia durează așa mult. Dar vreau să văd, vreau să fac un test de performanță, să văd dacă am îmbunătățit ceva. Dacă în 15 minute nu o încarcă, îi dau back. Îi acord 15 minute. Dar poate, cine știe, se întâmplă vreo minune. Și mai durează 40 de minute sau 50 de minute cât îmi luau înainte. Ok, 11 minute. Hai bine, că acord 20 de minute. Având în vedere că e harta mare. Las de la mine de data asta. Dacă în 20 de minute nu mă încarcă harta, îi dau back. Dar totuși vreau să văd cum merge. Counting. Eu mai acord o șansă, în pana mea, nu știu. Să vedem acum.
Hai cu tata. Hai că știu că poți. Să încarci până în 20 de minute harta. Hai cu tata că ți-am făcut tot ce am putut să-i fac în pana mea la jocul ăsta. Hai că vreau să joc Winter Survivor în pana mea. Hai mai repede. Așa, frate. Așa, revină-ți. Cincisprezece minute. Deja o îmbunătățire. Dacă n-ar mai avea timp ăștia mort de încărcare, dacă n-ar mai muri pe loading screen pentru câteva secunde sau cine știe câte minute, ar fi și mai super, dar nu știu ce să zic. Vedem acum dacă am reușit să îmbunătățesc cu ceva timpii de încărcare, că la restul hărților mi-a mers timpii de încărcare, deci a fost ok. Cu tata. Moartea căprioarei, care durează și durează și durează, cred că sunt pe puțin 20 de minute acum. I-aș fi dat back, dar dacă îi dau back chiar mi se blochează calculatorul și ar trebui să îi dau sign out și nu mai vreau.
Mamă, deci aici la loading map are un timp mort care durează cu minutele, frate. Cu 10 de minute. Nu înțeleg de ce la harta asta face figura asta. Dar mă rog. Nu, eu vreau să mă conving eu că pe harta asta merge mai bine. Acum că i-am făcut clear cache. Poate că o fi harta prea mare sau da, cine știe. Că la restul hărților n-am avut probleme. Deci are un timp aici mort care îi strică tot farmecul. Moare, frate, efectiv jocul în pana mea. Uitați-vă și voi că stă pe loading. Cred că de vreo 30, cred că au trecut vreo 30 de minute de când stă pe loading. Pana mea la harta asta o să-i zic Loading Simulator. La jocul ăsta o să-i zic Loading Simulator, în pula mea. Că n-au fost în stare ăștia să facă toate hărțile să se încarce repede, în pana mea, în câteva minute. În 5 minute ar trebui să se încarce toate hărțile. Hai bă că vreau să joc cu Winter Survivor, în pana mea. Hai bă, mișcă-te mai repede. Au trecut de mult alea 20 de minute care i le-am acordat.
Nu e, dacă nu stă 40 de minute, nu e Escape from Tarkov, frate. Asta e un trademark. Loading Fest, în pana mea, jocul ăsta. Un perma Loading Fest. Caching Data. Ce pula mea mai e și Caching Data? Că trebuia să treacă pe ăla, Loading Loot. Ce Caching Data în pula mea? Și la asta mai stă o oră. Da, alt timp mort. Dar nu înțeleg ce cu caching data asta, că asta nu apărea înainte. Păi mă bag în pat până în carc. Bag pula, mă duc și mănânc și o felie de pâine până atunci.